Hai, salut! Eu sunt Mircioane și astăzi vizităm Basilica del Santissimo Sacramento sau Templo Expiatorio, cum este cunoscut în Guadalajara. Templo Expiatorio este cel de-al doilea templu ca cea de-a doua biserică ca importanță în Guadalajara după catedrală. O să las video în descriere de la catedrala din Guadalajara. Această biserică pare o biserică de Evul Mediu datorită pietrei și felul de construcție. A fost construită în 1897 și toată construcția, așa cum o vedeți acum, a fost finalizată în 1972. Deci au fost 75 de ani în care această basilică a suferit diverse modificări. Stilul este neogotic. Într-un stil neogotic de către arhitectul Adamo Boari, cunoscut pentru Palacio de Belle Arte din Ciudad de México. Pola este de formă octogonală și probabil ați remarcat numărul foarte mare de vitralii. Aceste vitralii, ca și în catedrala din Guadalajara, au fost aduse din Franța. Marea majoritate a vitralilor reprezintă scene biblice. Este ceasul importat din Germania, ce conține 25 de clopote. Încep să cânte la ora 9, la ora 12 și la ora 6 diverse cântece religioase catolice și cântece populare din Mexic. O altă chestie foarte interesantă sunt cei 12 apostoli, niște păpușele care se plimbă pe o șină în timpul acestor cântece. Deocamdată este dimineață, acum însă seara această piață este foarte animată, unde poți găsi street food, unde poți găsi o grămadă de magazine cu tarabe, cu suveniruri. E un loc ce în definitiv merită vizitat când ajungi în Guadalajara. Eu sunt Mircioane, mai multe despre Biserica Expiatorio o am să las în descriere. Pe curând!